PSD cere guvernului să găsească modalități de a testa elevii. Senatorul Cristinel Rujan susține că testarea este o variantă alternativă la slaba imunizare pentru care găsește vinovați tot reprezentanții executivului. Partidul Social Democrat, pe toate modalitățile de comunicare, a solicitat în mod expres guvernului să se implice în testarea elevilor. Pentru că această testare îngustează posibilitățile propagare a virusului în toate tulpinile și formele sale. Ca exemplu, aș da țări precum Danemarca, Franța, care fac în fiecare zi în școli sute de mii de testări. Este important ca Guvernul României să intervină urgent, pentru că și în anii trecuți spuneam că cea mai bună variantă în cazul în care nu pot fi convingători cu românii să-i determine să facă vaccinul, atunci varianta alternativă este aceea de a realiza testare pentru a întrerupe lanțul de propagare a acestui SARS-CoV-2. Fostul prefect de Gorj spune că PSD solicită ca autoritățile locale să se implice în testarea elevilor. Cerem și autorităților locale, municipalității Târgu Jiu, de exemplu, să se implice punând la dispoziție resursele materiale școlilor pentru a realiza testarea elevilor, bineînțeles cu extindere, dacă se poate, și la nivel județean, dar acolo unde există posibilitatea financiară și există o aglomerare foarte mare, cum este cazul municipiului Târgu Jiu, eu consider că ar trebui să se găsească soluții, să se gândească măcar la aceste lucruri, pentru că nu trebuie să ne vină numai de la București un modus operandi în gestionarea acestei pandemii, ci putem să luăm, legea nu ne interzice, să luăm decizii și pe plan local. În județul Gorj, puțin peste 1900 de cadre didactice s-au vaccinat, iar campaniile de imunizare a elevilor nu au fost nici ele un succes.